Cele aproximativ 17.000 de vehicule electrice înmatriculate în România pot beneficia de numere de culoare verde conform noilor reglementări legale. În cursul zilei de luni a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru care reglementează acordarea de numere de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde pentru mașini pur electrice sau cu pilă de combustie hidrogen. Această modificare legislativă are drept scop asigurarea vizibilității acestor categorii de vehicule în traficul rutier în vederea stimulării introducerii pe piața autovehiculelor de transport nepoluante și facilitarea accesului la infrastructura de reîncărcare cu energie electrică. În cazul mașinilor deja înmatriculate, care respectă criteriile de acordare a numerelor verzi, acestea pot fi preschimbate la cerere. În cursul zilei de marți, Serviciul de Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculor Suceava a emis primul set de numere verzi din județ. Posesorul este un tânăr din municipiul Suceava, proprietar al unui autoturism Dacia Spring electric. Pentru a intra în posesia numerelor verzi, tânărul a plătit o taxă de 40 de lei și s-a prezentat la serviciul de înmatriculări cu o cerere scrisă și o copie după cartea de identitate.